Pune mâna pe arme, găsește-ți prietenii și intră repede în bază. E timpul să vânăm zombii. Momentul pe care l-ai așteptat de mulți ani încoace este în sfârșit aici. Care ar fi locul ideal pentru supraviețuire? Ar putea să se întâmple așa ceva într-o bună zi? Are omenirea șanse să supraviețuiască acestui eveniment? Iată ce s-ar întâmpla dacă ar începe o apocalipsă zombie. Deci, cum ar trebui să procedezi dacă vecinul tău s-ar transforma într-un zombie? În primul rând, fă rost de echipamentul esențial. O sticlă cu apă, medicamente și o trusă de prim ajutor vor fi elemente cheie pentru a supraviețui. A, și nici o bâtă de baseball nu ar strica în cazul în care ai da peste niște morți vii. Acum pe bune, o echipă de cercetători de la Universitatea Cornell estimează că în cazul declanșării unei epidemii zombie, New York ar fi infectat în totalitate în mai puțin de 24 de ore. Alte orașe mari foarte populate ar urma îndeaproape. Dacă zombii nu te mușcă, atunci vor exista șanse mari să dai colțul din cauza isteriei în masă care are loc peste tot în jurul tău. Ok, din moment ce nu te poți ascunde în orașe, unde ar trebui să mergi? Cea mai bună modalitate de a evita o apocalipsă zombie este să te îndrepți spre apă și să găsești o barcă. Dacă Hollywood ne-a învățat ceva, este faptul că zombii nu sunt înotători prea buni, iar pe apă nu există atât de mult trafic. În timp ce te îndrepți spre apă, nu te opri decât în zone cu altitudine înaltă. Acoperișurile și turnurile de veghe sunt cele mai bune opțiuni, din moment ce sunt ușor de apărat. Încearcă să fii cât de rapid poți, deoarece în doar 100 de zile, 99% din populația lumii va cădea pradă apocalipsei zombie. Cel puțin, așa susține o predicție de la Universitatea din Leicester, Anglia. Folosind modelul SIR care calculează răspândirea bolilor contagioase, studiul a prezis că după 100 de zile, doar 273 de oameni vor mai trăi pe pământ. Aceștia prezic că populația zombie va depăși numeric oamenii care mai sunt încă în viață, având ca rezultat un efect de bulgăre de zăpadă. Tot mai mulți zombie, tot mai puțini oameni. Hai să presupunem că acele 100 de zile nu au trecut încă. Odată ce ai ajuns la barcă, încotro ar trebui să te îndrepți. Ei bine, probabil nu se află pe lista ta de dorințe, dar Coreea de Nord este cel mai bun loc pentru a supraviețui unei apocalipse zombie. Totul are legătură cu armata. Coreea de Nord are un personal militar înarmat de 47 la 1000 de oameni. Prin comparație, SUA are doar 4 din 1000. Desigur, Statele Unite au mai multe arme, dar asta nu înseamnă că toată lumea știe să le folosească. Într-un scenariu foarte stresant, când zombii te fugăresc în toate direcțiile, cel mai probabil ar apărea multe rateuri sau focuri amicale. Deci, asta ar trebui să faci într-o apocalipsă zombie, dar ar trebui să ne gândim dacă un astfel de scenariu este posibil. Se poate ca într-o bună zi să vedem creaturi asemenea zombiilor? Ei bine, acestea deja există în natură. Insectele pot fi infectate de un fungus parazit numit Cordyceps. Infecția deturnează creierul insectei și apoi o controlează după ce aceasta moare. Se cunosc cazuri în care Cordyceps a distrus colonii întregi de furnici. Dacă oamenii ar fi infectați de o astfel de boală cu transmitere prin aer, nu ar dura prea mult până când am vedea creaturi de genul peste tot. Relaxează-te totuși, sunt șanse mici ca acest lucru să se întâmple, dar nu înseamnă că nu putem vorbi despre această posibilitate. O mulțime de studii privind supraviețuirea în cazul unei apocalipse zombie pot fi aplicate lumii pe care o cunoaștem astăzi, atât doar că pentru alte boli. Studiile arată cum un oraș, țară sau întreaga lume poate fi ștersă ușor de pe fața pământului de o boală pentru care nu ne-am pregătit, deci poate nu strică să ai pregătit o strategie de supraviețuire în caz de zombie. În plus, dacă nu supraviețuiești, cine va mai urmări toate videoclipurile noastre?